Era o zi friguroasă de iarnă. Malvin și Mitra se pregăteau de ore. Malvin tocmai terminase de citit romanul Ion, iar Mitra ecuațiile de gradul 2 la ora de algebră. Mitra, dă-mi te rog telefonul tău, al meu s-a descărcat. Vreau să caut informații adiționale despre romanul Ion. Am găsit câte ceva la bibliotecă, dar vreau să văd și în librăriile online ce pot să găsesc interesant. Telefonul este lângă tine, iar parola a rămas aceeași. În timp ce căutam, Malvin a primit pe telefonul Mitrei câteva notificări de mesaje. Mitra, ai primit câteva mesaje. Întâmplător am văzut că este vorba de Leontin. Imediat verific. Chiar așteptam să-mi scrie. Dar cine este Leontin? Malvin, nu trebuie să știi chiar totul. Este un prieten pe care l-am cunoscut recent. Prieten? Îți cunosc toți prietenii din sat. Malvin, este un prieten pe care l-am cunoscut online. Deja sunt 2 săptămâni de când comunicăm. Plus, este extrem de bogat și mi-a cerut și datele noastre bancare. Vrea să-mi trimită niște bani pentru ca să-mi cumpăr bicicleta mea de vis și chiar un smartphone nou. Stai, ce fel de date bancare? Datele bancare de la cardul mamei, doar așa poate să-mi transfere banii. Mitra, sper că nu ai trimis datele acestei persoane. Încă nu, azi planificam să o fac. Așteptam să vină mama de la serviciu. Și voiai să iei pe ascuns cardul din geanta mamei? Da, dar mama era să fie fericită, era să avem bani pentru un smartphone nou. Mitra, era să faci o mare greșeală. Aceasta este o metodă de a fura banii de pe cardul oamenilor. Chiar crezi că sunt oameni care ți-ar transfera bani pur și simplu? De ce nu? Suntem prieteni. Mitra, în așa fel, mulți oameni au rămas fără bani. Nu trebuie să oferi datele bancare unei persoane străine, inclusiv online. Cel care a primit aceste informații poate ușor fura banii pe care îi ai pe card. Asta se numește phishing. Unii chiar creează istorii precum că ai fi moștenitorul unei averi, iar tu trebuie să le trimiți bani pentru documentele necesare pentru revindicarea moștenirii. Apoi, după ce faci transferul, iai de unde nu-s, dispar cu tot cu bani. Mă simt atât de penibil. Era să fac o greșeală atât de mare. Important că am depistat la timp. Orice problemă are o soluție, dar pe viitor să ai grijă. Nu oferi datele personale sau bancare persoanelor necunoscute, nici măcar prietenilor sau colegilor tăi. Înainte de a lua astfel de decizii, discută cu un adult.